În forma prezentată public, ordonanța prevede că măsura restituirii accizei pentru motorină se acordă după data intrării în vigoare a actului normativ, iar în plus, guvernul a introdus termenul de 5 ani pentru acordarea facilității către transportatori. Prin ordonanță este acordată o reducere de accize de 40 de euro per 1000 de litri față de nivelul standard prevăzut de lege pentru motorina utilizată drept carburant pentru transport rutier de mărfuri. De asemenea, reducerea este aplicată și pentru transporturi poștale efectuate în cadrul unui serviciu universal cu autovehicule sau ansambluri de vehicule destinate exclusiv transportului poștal. Majorarea accizei pentru carburanții de 7 eurocenți pe litru a intrat de la 1 aprilie în vigoare, având ca efect creșterea cu 0,41 de lei pe litru a prețului la benzina cu plumb și fără plumb și la motorină. Potrivit calculelor anunțate de Ministerul de Finanțe, acciza la carburanți va aduce bugetului de stat circa 2,5 miliarde de lei.